Bună ziua și bine ne-am regăsit! Astăzi avem din nou o ediție specială și o să vedeți și de ce. Mai țineți minte concursul Satul Românesc, Sat European? Astăzi am ajuns la faza finală a concursului. În emisiunea de astăzi este prima emisiune în care vom vedea 10 reportaje filmate în diverse localități din țară și în emisiunea din 2 octombrie celelalte 10 reportaje pentru că au fost selectate 20 de proiecte trimise. Despre concurs, cu siguranță vă aduceți aminte, el a fost început în primăvara acestui an. Au fost trimise proiectele, au fost trimise scrisorile, s-a făcut o jurizare și o alegere a lor. Pentru a discuta despre cum și-au rezolvat problemele pe care le-au avut acolo în comunitatea locală, îi avem astăzi alături de noi la aceste ediții speciale începută astăzi prima și pe 2 octombrie următoarea, pe domnii Jonathan Shilly, șeful delegației Comisiei Europene la București. Bună ziua! Pe domnul Mihai Dumitru, expert în dezvoltare rurală al delegației Comisiei Europene la București. Bună ziua! Pe domnul Emil Curezeanu, publicist. Bună ziua! Și pe domnul Dumitru Sandu, sociolog la Universitatea București. Bună ziua și bine ați venit la emisiunea noastră! Bună ziua! V-aș ruga să aducem puțin aminte din, dacă vreți, și din tehnica concursului și din tematica concursului. Bine, cum ați spus, am lansat concursul în primăvară prin al doilea ediție al periodic Satul European, pe care l-am lansat anul trecut, și în mai 2005 am lansat astfel Satul Românesc, Sat European. Și am primit mai multe, de către 200 de localități și am ales cei 20 de localități care, și eu cred că pentru Comisia de Evaluare nu a fost o sarcină grea. De ce am făcut acest concurs? Concursul și-a propus să demitizeze Uniunea Europeană. Am vrut să demonstrăm că ceea ce face ca un sat să fie european nu sunt canalizarea sau termopane, dar nu doar, ci mult mai mult oamenii lui. Aveți o zicală care spune omul sfințește locul. Așa este, oamenii care europenizează România sunt cei care aplică în mod firesc, în rezolvarea problemelor, valorile, valori europene, precum solidaritatea, cooperare, spiritul civic, respectul pentru tradiția, protecția mediului înconjurător și așa mai departe. O să vă aduc scurt aminte care au fost criteriile în baza cărora au fost selectate reportajele și pe măsură ce vom vedea cât un reportaj, vom discuta cu invitații despre cum au reușit, cum au identificat problema lor, cum au reușit să o rezolve, cine a fost motorul acelei rezolvări, de unde au venit banii și ce soluții au găsit. Unele dintre criterii ar fi dezvoltarea economică sau infrastructura zonei, a localității, dezvoltarea agroturismului, industriei alimentare, altceva, alte activități decât cele clasice de agricultură, protejarea mediului, tradițiile locale, condiții de viață armonioase, acolo unde trăiesc mai multe etnii sau mai mulți membri ai mai multor religii, activități care să creeze locuri de muncă pentru femei și persoane defavorizate, educație și servicii sociale pentru grupurile defavorizate. Să începem cu primul reportaj. Pe raza comunei Mihai Viteazu erau peste 60 de hectare de teren degradat de deșeuri industriale provenite de la fabricile din Turda și Câmpia Turzii. Mihai Viteazu este o comună foarte veche și înainte de 89 era depozitul de gunoi a orașelor Turda și Câmpia Turzii. Halde de steril cimentat, materiale ceramice, moloz, gropi rămase în urma exploatării balastului de-a lungul Arieșului. Deci a fost o bombă ecologică. Da. Și gunoiul menajer era aruncat care pe unde, pentru că în comună nu exista niciun loc amenajat. Înainte? Care e începutul? Vă spui sincer, pe Valea Arieșului. La începutul anilor 90 au început primele acțiuni de ecologizare. În primul rând s-a luat o hotărâre de Consiliu prin care s-a interzis depozitarea gunoiilor toată zona. Primii pași au fost destul de dificili, de delicați, în sensul că nu toți cetățenii au răspuns afirmativ la această acțiune, dar în timp s-a dovedit că este un câștig pentru toți. Gunoaiele care se depozitau acolo parțial s-au adunat și parțial s-au acoperit. Până acum am reușit o suprafață de
20 de hectare, teren reintrodus în circuitul agricol. Deci aici s-a îndreptat și s-a semănat cu iarbă. Așa. Deci s-a schimbat aspectul. Și aparține comunei? Aparține ca pășune. Comuna are acum încheiat un contract cu o firmă de salubritate care ridică zilnic gunoiul de la casele oamenilor. Există rampă de gunoi unde zilnic se cară gunoiele menajere. Pentru cei care nu respectă curățenia s-au găsit și soluții. Când îi prindem, îi ardem. Iar amenda nu este deloc mică. 10 milioane este amenda. Acțiunile de protecție a mediului ale locuitorilor din Mihai Viteazu le-au adus un loc în rândul celor 20 de localități care primesc distinția Sat European. Știm și noi că nu suntem chiar la fel cu cetățenii Uniunii Europene, dar și noi promovăm aceeași valori. Ne considerăm că merităm să fim sat european. Dar e adevărat, pentru că care fac un sat european? Nu este clădirele, drumuri, nu. Este cetățenii, este da. Oameni care fac și care au valori de sat european. Felicitări! Iată comuna Mihai Viteazu din județul Cluj. Am văzut care sunt problemele acolo. Rezolvarea problemei de mediu, de curățenie, organizarea, constituirea unui serviciu de salubritate în comună. Cum credeți că au început? Dumneavoastră ați fost acolo. Cum credeți că au început să identifice problema și cum au trecut la rezolvarea ei? Eu cred că a venit probabil la începutul de un fost viceprimar care a avut prima idee. Evident, după aceea s-a lansat și cu alți, și cu comună, dar și cu alți, dar și cu școala. Și era foarte interesant că copiii de la școală care învăță acum ecologia, școala este, are șteagul verde de ecoșcoală, au învățat și lucrează și ei, nu doar acolo unde au recuperat terenuri, dar și la poarta Chele, care este și un loc de turism și fac colectare deșeurilor. Este foarte important, pentru că este o problemă foarte generalizată în România. Vreau să întreb domnul Grezanu, iată rezolvarea către două segmente extrem de importante, protejarea mediului și păstrarea tradițiilor și turismul. Da. E interesant, aici sunt cel puțin trei, dacă nu cumva patru dimensiuni. Avem de a face cu un sat în apropierea unui mare oraș. Orașele românești în timpul industrializării forțate până în 1989 și după aceea și-au eliminat rezidurile, mai ales atunci când era vorba de industria chimică, ca în acest caz, în afara orașelor, infestând satele. Satele au avut de suferit, cum bine știm, prin industrializare, mai mult decât au avut de câștigat. Mulți oameni din satele apropiate de marile orașe lucrau la oraș. În același timp însă, agricultura practic a dispărut, tradițiile, ceea ce numim în formulele europene dezvoltarea rurală, au fost puse sub semnul întrebării, identitatea satului s-a schimbat. Și acum asistăm la un proces de reconstrucție în infrastructura materială și culturală a satului, pentru că apare o pășune în locul haldei de steril. Nu? În al doilea rând, lumea știe că e vorba de curățenie și în același timp, deci de un loc mai frumos, dar și de resurse economice, pentru că turismul se pune în valoare, apar proiecte noi, se pot face investiții, o resursă umană, în sfârșit, e la rândul ei mobilizată, de la copii până la primari. Dar am văzut un motor al identificării acestei probleme și al rezolvării ei a fost exact ce spuneați, întoarcerea, pentru că a căzut industria, întoarcerea de la oraș la sat, pentru că oamenii inițial aveau acolo nevoie. Pentru a practica legumicultura aveau nevoie de un teren, de o suprafață mai mare de teren și așa au ajuns să identifice acel teren, să se ocupe și să găsească soluții pentru a-l ecologiza. Dumneavoastră ce părere aveți din punctul dumneavoastră de vedere? Întoarcerea la sat
de la oraș. A creat la început foarte multe probleme. Ulterior însă tot cei care au venit au început să găsească soluții la aceste probleme. Mihai Viteazu este un caz limpede de soluționare instituțională a problemei. Ideea a pornit de la viceprimar, însă după aceea a intrat școala în joc, după aceea a intrat poliția în joc, după aceea au început cursuri de educație ecologică, încât această legare a instituțiilor comunei pentru rezolvarea problemei este un exemplu de urmat. Eu cred că exemplul comunei Mihai Viteazu este deosebit și dintr-un alt punct de vedere. Și anume, există o opinie larg răspândită încă în România, care spune că protecția mediului este mai degrabă așa un subiect al țărilor bogate din vestul Europei și că ar trebui să ne gândim la alte probleme mai aproape de noi decât la protecția mediului. Ori aici demonstrează că oamenii din comunitatea rurală au conștientizat faptul că protecția mediului nu este un subiect al bogătașilor sau cetățenilor. Sau nu facem doar sâmbătă și duminica când avem eventuate Al cetățenilor bogați care nu mai au alte probleme și atunci trebuie să ne ocupăm și de protecția mediului. Și demonstrează prin acest exemplu că au înțeles acest lucru și că s-au organizat ca să-și rezolve o problemă care a devenit pentru toată lumea o problemă importantă. Ceea ce au înțeles probabil oamenii, pornind de la acest exemplu, și înțeleg tot mai mulți oameni, este că protecția mediului nu este doar o poveste care ține de estetica ambientului și de sănătatea oamenilor, ca și cum astea n-ar fi importante, sunt foarte importante. Dar un loc mai curat și mai frumos este și mai eficient din punct de vedere economic. Exact. Adică ai o pășune, vin turiști, ai câștigi putea câștiga și bani, ceva, exact. Bineînțeles. Și de aceea nu este doar vorba de pentru că Bruxelles spune trebuie, România trebuie să aibă un mediu mai curat, este în interesul direct cetățenilor României. Vă propun să trecem la cel de-al doilea, de la Poiana Teiului din Neamț. Comuna Poiana Teiului cuprinde 11 sate în care trăiesc peste 5.000 de oameni. Liderii locali spun că principala luptă s-a dat cu mentalitatea oamenilor. La început, discuțiile se purtau din poartă în poartă, iar încet, încet s-a ajuns la formarea de grupuri de inițiativă pe sate. Ședințele? De la noi putere. Am adunat în diverse ședințe, chiar mai multe ședințe, am invitat domn primarul, cam din tineret am implicat. Nu că se formează un comitet de inițiativă oficial, oamenii în permanență freamătă gândesc, judecă și propun. De aici a pornit primul proiect, realizarea unui plan de dezvoltare a comunei, plan ce a obținut finanțare FARE. A fost selectat între primele 12 cele mai bune proiecte cu cele mai bune practici. Primul proiect concret pentru unul dintre satele comunei, refacerea malurilor și podețelor a drumului comunal. Proiectul a obținut finanțare FARE de 320.000 de dolari. Comunitatea locală a obținut apoi o finanțare prin Fondul Român de Dezvoltare Socială pentru rețeaua de apă. Proiectul a fost continuat în alte trei sate ale comunei. Chiar pe aici, așa trece, pe ulița asta, și suntem destul de mulțumiți. Era nevoie de apă, nici sigur. Nici la pântele nu era apă. Mai ușor când îți vine apă în curte. În momentul când s-a băgat apă, deci numai ne-am racordat și foarte bine. La toate proiectele, contribuția comunității a fost de cel puțin 10%, fiecare familie participând fie cu cherestea ori alte materiale, fie prin munca lor la săpatul șanțurilor pentru conducte. Meritul oamenilor în primul rând. Nimeni nu îți bagă în traist totul gratuit, trebuie să vadă și o contribuție proprie. În zonă, principala activitate economică este exploatarea lemnului. De aici și una dintre problemele de mediu, rumegușul și deșeurile din lemn, dar locuitorii au început deja să caute soluții. Avem demarate două proiecte de colaborare. Unul este cu guvernul Danemarcei. Școlile din sat au fost o altă prioritate a comunității din Poiana Teiului. Prin colaborarea cu diferite organizații neguvernamentale, s-a reușit dotarea școlilor cu calculatoare și cărți, iar prin proiectele Băncii Mondiale, 4 școli din comună vor fi modernizate. Dacă vrem în Uniunea Europeană și vrem sat european, nu e normal să afle cât mai multe lucruri bune despre noi? Pentru că nu așteaptă soluții din altă parte, pentru că reușesc să convingă diferiți finanțatori de proiectele lor,
pentru că vor mereu și mai bine, pentru că știu să fie uniți, locuitorii din Poiana Teiului primesc premiul de sat european. Ați văzut care sunt problemele, cum le-au rezolvat. Eu mi-am mai notat ceva, au construit și un punct farmaceutic, ceea ce mi se pare o cu totul altă gândire. Și spunea cineva, cred că primarul, spunea că motorul a fost închegarea unei echipe de fotbal, dar nu este suficient să ai campioni foarte buni în acea echipă de fotbal dacă ceilalți nu pasează mingea pentru a marca pentru acei campioni. Vreau să vă întreb, domnule Hurezeanu, cum credeți că ar putea fi transmis acest model și altor sate? Cum se întâmplă în altă parte? Așteaptă să vină cineva de la centru să le spună faceți o farmacie sau cum s-a întâmplat la noi? Sau... Vedeți, oamenii cum aceștia, gândesc în alte localități? Oamenii aceștia au pornit de la refacerea sensului unei noțiuni oribile, care era ședința. Oamenii de la țară, oamenii de la oraș, ani de zile, erau obsedați de ședințe. Pentru că erau ședințe de partid, ședințe de consiliu, ședințe la COASC, Consiliul Unic Agroindustrial, ședințe la CAP și așa mai departe. Aici, ședința înseamnă refacerea noțiunii și a realității democrației de bază. Democrația de bază. Ne întâlnim, ne uităm în jur, care sunt problemele noastre? N-avem apă, n-avem o farmacie, școala arată rău, aia nu. Împreună, deci, sensul comunitar, în primul rând, al identificării problemelor, cum spune și dumneavoastră, cum se spune și la Facultatea de Management, oamenii aceștia, fără să facă studii de management, fără să știe despre ce e vorba la Uniunea Europeană, și-au dat seama la un moment dat că au nevoi, că ele pot fi identificate și că împreună pot fi rezolvate. Credeți că a fost motorul doar acest concurs cu finalitatea lui să primească denumirea de sat european sau vor merge mai departe? Nu. Cheia succesului în acest caz, după părerea mea, rezidă nu numai în faptul că oamenii au învățat să se lege natural între ei, ca într-o echipă de fotbal. Au învățat să facă proiecte. Au învățat să facă proiecte, să câștige bani prin proiecte, de la FARE, de la FRDS. Banii nu vin dați. Banii vin prin competiție de proiect. Eu zic că este lucru care trebuie scos explicit în evidență. Și în al doilea rând, e vorba nu numai de asociere între oamenii locului, între oamenii satului, este vorba de asociere între oamenii văii, între oamenii zonei, da? Ceea ce este iarăși un fenomen mai puțin întâlnit, dar foarte important pentru acest lucru. Credeți că a crescut încrederea oamenilor? Pentru că nu s-ar fi apucat să înceapă de la acea ședință, cum spuneți dumneavoastră, dacă nu ar fi avut încredere că discutând despre problemele lor, ar și putea să le rezolve. Această încredere, acest capital de încredere simplu sporește prin utilizare. Pe măsură ce ai proiecte care generează alte proiecte, oamenii se raportează la ei altfel. Problema nu este să avea un proiect pentru un anumit fond, este de a avea un bun proiect și așa sigur vor veni banii din o sursă sau alta. Vreau să spun ceva, domnule profesor. Da. Mai e ceva de adăugat. Am zis mai devreme că au învățat să facă proiecte. Mai mult decât atât, au învățat să discute cu instituții din afara satului, din afara comunității. Punem o imagine corectă pe ce se întâmplă acolo și în multe alte sate din România, există factor de catalizare. FRDS-ul este un exemplu de factor de catalizare a dezvoltării comunitare. Să mergem acum, spuneam să mergem mai departe, în județul Galați. În comuna Oancea din județul Galați, japonezii sunt la mare cinste. Asta de când ambasada Japoniei a finanțat un sistem de irigații pentru onceni. Reprezintă deci drapelul României și a Japonia, țării soarelui răsare. De departe, cea mai mare comună din județ, comuna Oancea, ajunsese în ultimele decenii într-o situație dramatică de sărăcie. Producțiile agricole ale țăranilor erau foarte slabe din cauza secetei. 4 ani de zile Oancea n-a picat un strop de ploaie. Datorită și acestui lucru am proces la drumul de a obține instalații de irigat. Câțiva dintre sătenii de frunte s-au strâns și au început să caute soluții. Nu eram nici consilier, nici primar, n-aveam niciun fel de funcție. Eram locuitor ai comunei Oancea. Eram cu sătenii, cu toții. Dar cu toții realizam și vedeam că nevoia acută în comuna Oancea este de a ridica nivelul de trai, de a obține recolte stabile și certe în fiecare an. Așa au găsit un articol de presă.
Am citit într-un ziar, într-un cotidian național, despre această oportunitate. Din dialogul nostru scris și verbal cu ambasada Japoniei, am primit toate cele informațiile necesare și ne-au îndrumat chiar pașii pentru a realiza proiectul. Când au auzit de ideea cu japonezii, țăranilor din comună nu prea le venea a crede. Nu credeau posibil așa ceva. Dar văzând prezența secretarului doi al ambasadei în comună, au mai prins curaj. În cele din urmă, proiectul comunității din Oancea a fost declarat câștigător. Iar cuvântul unui japonez este cuvânt. O promptitudine japoneză, în 5 zile banii au ajuns în contul băncii comerciale din orașul Galați, după un periplu Tokyo, Hamburg, București, Galați. Instalația va putea să alimenteze cu apă 300 de hectare de teren, iar țăranii nu vor avea de plătit decât costurile de utilizare. Acum vreo jumătate de oră am avut discuție cu 2 sau 3 puști și le-am spus, ăsta înseamnă viitorul vostru. Zic, voi veți mânca altfel și altcumva, nu mult, ci bun, pentru că, uite, e un pas făcut astăzi. Prezența acestor instalații în final vor asigura recolte stabile și sigure an de an și nu vom mai sta cu ochii în soare să așteptăm apa de la Dumnezeu. Pentru că s-au unit și au reușit să obțină creditul japonezilor, locuitorii din comuna Oancea primesc acum titlul de sat european. Iar realizarea acestui proiect, mini-sistem de irigație locală în comuna Oancea, oferă posibilitatea și garanția comunei Oancea să devină în scurt timp un sat european. Domnule profesor, aș începe cu dumneavoastră la acest caz, caz fericit din județul Galați. Ați văzut că acolo a fost motorul acțiunii, a fost trebuie să și spunem de formație, a fost un colonel în rezervă care după succesul acțiunii a devenit și primar. Dar a pornit, cred că în multe localități din țară s-ar putea porni de la un articol de presă, ca așa a spus, că a pornit de la un articol de presă. Și atunci cu tenacitate s-a dus peste tot și până la urmă a reușit să aducă bani pentru locuitori. Istoria de la Oancea m-a interesat în mod particular pentru că ea vorbește foarte mult despre cum se întâmplă această dezvoltare, îmbunătățirea vieții comunitare în țară. Se întâmplă așa, în anii 30 a existat o experiență foarte bună acolo. Au avut bancă populară, au avut forme de asociere locale. După aceea au sărăcit, dar nu se uite, experiențele pozitive durează. În al doilea rând, au mai avut ceva care este foarte important, eșecul. Înainte de succesul cu, obținerea banilor de la ambasada Japoniei, a fost un eșec despre care nu mai povestește domnul primar de acolo. Foarte important eșec. Eșecul este, în multe cazuri, succesul, motorul dezvoltării, încât toți acești factori se leagă între ei și duc la rezultate de acest tip. Domnule Curezeanu, credeți că, cel puțin în reportajele pe care le-am văzut până acum și celelalte pe care o să le vedem, a dispărut acea mentalitate să ne dea, să ne facă, să vină cineva, tot timpul trebuie să fie altcineva decât noi să punem mâna pe treabă, să ne apucăm de treabă? Suntem la începutul unui proces care cred că e complicat și poate îndelungat, dar mai degrabă complicat decât îndelungat. Dacă se întâmplă deja lucruri, dacă înlături tabuul ăsta că ceilalți fac, eu aștept, procesul se epuizează relativ repede. Vedeți, asta mi-a adus aminte de povestea veche, bancul vechi cu Ardeleanu care vrea să-și ia bilet la Osaka, să se întoarcă acasă. Nu intrăm acum în amănunte ce căuta trebuia în Japonia. Trebuia să se întoarcă. Așa. Și spune la caserie, la gara din Osaka, un bilet la vinț. Și caserița le întreabă, vințul de sus sau vințul de jos? Asta este un exemplu și pentru eficiența japonezilor, dar și pentru exactitatea cu care oamenii dintr-un sat din Galați reușesc să ajungă dincolo de muncii de văi pentru că vor să-și rezolve lucrul. Adică e o determinare a ambelor părți. Și în constelația asta, cine cere făcând și cine ajută convins că trebuie să facă asta, e interesant cum se găsesc partenerii. Și domnul profesor avea dreptate aici. Partenerii cad din senin dacă îi aștepți și altfel decât ridicând mâinile și implorând ploaia, așteptând ploaia, nu? Trebuie să le ții jos și să faci ceva, să citezi ziarul, să scrii, să mai aștepți, iar să mai bați la ușă, să intri pe fereastră, chiar dacă ușa e închisă. Da. Domnule Dumitru, credeți că aceste exemple, cel puțin ăsta, în felul ăsta în care a fost rezolvată problema, tenacitatea unui om care a
catalizat cetățenii, se pot transmite și altor localități din România? Pentru că dacă rămânem cu aceste 20 de reportaje, am făcut o emisiune interesantă și atât. Sunt sigur că se pot transmite și mai ales valoarea exemplului. Și la țară, la satul românesc, se fură exemplele bune. Se fură exemplele bune, că se fură și altceva, ca să stabilim. Dar se fură exemplele bune. A început să se fură și asta. Și asta da. Se fură, da. Adică a văzut că se poate face și celălalt vrea să facă. Ceea ce m-a impresionat pe mine aici este că există de multe ori opinia că satul românesc e înțelenit în tradiție. Exact. Nu se schimbă nimic acolo. Ei, aici este o dovadă că inovația pătrunde și în agricultura românească. Că sistemul de irigații modern, individual și nu sistemul ăla mare, da, comunist. Ele au pătruns de mai multă vreme. Tehnica a pătruns oricum. Vă întrebam de legătura dintre oameni, de lăsatul deoparte privitului peste gard și constatării doar că ce grădină frumoasă are. Dar să pun și eu mâna să fac o grădină. Asta demonstrează că ei reușesc să folosească un utilaj modern împreună. Și prin o abordare cooperativă. Așa este. Da. Chiar dacă nu se numește cooperativă și nu are nimic în comun cu foștii cooperative agricole, dar spiritul este asociativ. Exact, da. Exact. Și o altă calitate, ați vorbit despre tenacitate, aș dori să spun și perseverența. Este și pregătirea a permis o valoare, poate o valoare perseverent. Europeană. E adevărat. De a persevera. Și n-a fost, din păcate, totdeauna o valoare românească. Dar ce? Perseverența este ceea ce trebuie să învățăm toți, nu numai la sate. Da. Și în alte părți. Cum se duc la capăt strategiile, proiectele politice. Și ar fi foarte bine ca și guvernul să aibă de învățat de la aceste exemple. Suntem convinși că se uită la reportajele noastre. Și dovedește că nu doar Europa are un rol aici, în România. Și Japonia are un rol. Și, vă rog. Încă o dată, toți acești factori, tradiție, probleme, asociere, lucrează numai dacă există un manager, ceea ce este cazul acolo. O să discutăm după următorul reportaj despre ce înseamnă un manager și cum ar trebui identificat și cum ar trebui sprijinit într-o comună. Acum, o comună din județul Timiș, unde dezvoltarea rurală, într-adevăr, este, putem spune, de la intrare până la ieșire și peste tot prezentă în acea comună. Locuitorii din comuna Comloșul Mare, județul Timiș, au cu ce se lăuda. Rețeta lor a fost una simplă. O comunitate unită și cu inițiativă, pentru care voluntariatul este un act de mândrie. În spatele meu aveți o școală generală la nivel european, școală cu clasele 1-8, de asemenea căminul de bătrâni, de persoane vârstnice, este renovat din temelii. În 2001, cu ajutorul Ambasadei Marii Britanii și a Centrului de Asistență Rurală, i-au înființat Telecentru Comloșul Mare. Scopul, atragerea de voluntari și dezvoltarea de proiecte. Este o comunitate unită, o comunitate care răspunde la absolut tot ce-i nou și la ideile care pornesc din acest telecentru. Cu sprijin elvețian, școala din satul Lunga a fost reconstruită din temelie, iar școala din Comloșul Mare a fost renovată complet din resurse locale. Școala era o casă construită din pământ bătut, cu 3 săli de clasă. Toaletele erau afară în curte. Am avut foarte mult sprijin din partea părinților copiilor. În prima zi de școală, școala a fost aproape o clădire nouă. Și grădinițele din comună au fost renovate și reamenajate de părinții copiilor. Apreciem munca părinților care ne sprijină la toate acțiunile, dorind ca acești copii, în primul rând copiilor, să aibă condiții cât mai bune. Prin alte finanțări și prin munca localnicilor, două terenuri virane au fost transformate în locuri de joacă. Am luat ființa acest parc cu sprijinul financiar al acestui centru și, bineînțeles, al administrației locale, dar cu foarte multă muncă voluntară. O fostă stație de poștă în paragină a fost transformată în cămin cultural. Funcționează o echipă de teatru pentru copii, funcționează clubul Femina, iar la nivelul localității apar două publicații, Suflet Nou și Comloșeanu. Nici împrejurimile comunei nu au fost uitate de comloșeni. La nivelul comunității s-a luat această hotărâre de a se crea păduri în jurul Comloșului Mare și Mic. S-a contribuit foarte mult
prin muncă voluntară de realizarea obiectivelor pe care vi le-am spus. Se vede cu ochiul liber că locuitorii din Comloșul Mare sunt în Europa și distinția de sat european vine să confirme acest lucru. Să știți că eu am încercat să-mi notez câte au reușit să facă și n-am reușit să notez câte lucruri bune au reușit să-și construiască acolo în localitate. Acum 2 ani de zile noi am difuzat un reportaj de la Comloșul Mare, nu aveau așa de multe lucruri făcute. Domnule profesor, la un moment dat spunea cineva, suntem câteva bătrâne cu spirit de inițiativă. Cum vedeți dumneavoastră? Știu că trebuie să vorbesc puțin, dar e greu să vorbești puțin despre Comloșul Mare. Încerc. E sat european. Sintagma cea mai potrivită nu e sat european, este comunitate creativă. Ăsta este termenul potrivit pentru Comloș. Este comunitate creativă. Și, zic rapid, lista de ce cred eu că e nemaipomenit aici. Sate bogate în țara asta sunt în mai multe părți. Sate bogate de tipul Comloșul Mare sunt foarte puține. De ce? Care este cheia succesului la Comloș? Istorie, tradiție, legăturile pe care satul le are cu lumea, cu lumea de aproape, cu lumea de departe. Aș scoate în evidență legătura pe care o are comunitatea cu regiunea. O serie întreagă de ONG-uri foarte importante din zonă, de la Timișoara, se regăsesc aici. Succesul nu este numai al satului, succesul este succesul regiunii, pe bază de creativitate locală. Domnule Hruzeanu, vreau să vă întreb, ați văzut reportajul și vă spuneam în timpul reportajului că sunt în stațiile pentru transportul în comun din Comloșul Mare, ele sunt luminate și noaptea și o curățenie aproape desăvârșită. Cum vedeți raportat la alte localități, în alte țări? E clar că acest reportaj putea să fie realizat și într-un sat elvețian sau poate chiar scoțian. Da, probabil ar fi nu prea mulți. Și nu sunt nici acolo atât de multe. Aveam la un moment dat impresia că ascult nu gospodari sau oameni care au roluri într-o comunitate locală, totuși mică, într-un colț al României, o fi el vestic. E vestic bine. Spre Europa Centrală, adică din perspectiva europeană e un loc central, din perspectiva României e un loc periferic. Da. Și asta, ce spunea domnul Sandu, e interesant. Altă legătura influență. Cu lumea mare, exact. Iarăși. Da? Legătura cu lumea mare ce înseamnă? Noi am plâns pe umărul satelor germane din România, părăsite de locuitorilor. Și de ce? Pentru că dispărea o cultură și am avut impresia că noi locuitori, noi ocupanți ai bisericilor protestante, ai satului X din Banat sau din Transilvania Săsească, nu știu cu ce au de-a face. Ori aici avem un exemplu, au plecat sașii, șvabii respectiv din Banat, dar au rămas românii care au păstrat spiritul locului, au păstrat tradiția europeană, hărnicia, transformarea bogăției pământului, pentru că acolo sunt recolte mari, e un sat foarte bogat, nu e numai tradiție și istorie, e bogăție economică, nu? Dar asta o transformă în termeni instituționali, în termeni creativi, europeni și prin păstrarea legăturii cu Germania. Ați văzut? Asta mi s-a părut interesant. Și nu s-au limitat la păstrarea tradițiilor, dar... Acolo e o modernizare continuă. Exact. Și era vorba în clipul de globalizarea și de fenomenul de încălzire. Exact, da. Exact. Da, adică soluții globale într-un sat românesc relativ mic. E foarte important. Este o comunitate foarte activă. Probabil ar fi trebuit să fi avut un subconcurs, să fi difuzat reportajul fără să-l anunțăm și după aia să întrebăm telespectatorii dacă este realizat în România sau cumva în altă parte. Poate să înceapă să începeți un concurs și cu satul global, nu satul european. Și Comloșul câștigă și acolo. Dar trebuie să mergem repede la Brașov, în localitatea Zizin. Locuitorii comunei brașovene Zizin au fost până de curând aproape rupți de lume. Deși comuna se află la doar 10 km de Brașov, nu exista decât o cabină telefonică și aceasta era mai mult defectă. Și situația ar fi rămas așa dacă în comună nu s-ar fi stabilit un om cu inițiativă. Primele probleme au început să apară când era vorba de a comunica despre starea mea fiului meu, vești.
Trebuia să merg, să făcuse deja iarna, vreo 40 de minute pe jos, prin zăpadă, prin viscol, să pot da un telefon, să anunț că n-am murit. Așa a început o persoană războiul cu birocrația, având în spate locuitorii comunei. Am început să bântui din poartă în poartă, chit că nu știam vecinii, să întreb dacă doresc instalarea unei cabine telefonice. Am făcut un tabel și, practic, singura cheltuială a fost că am pus plicul la poștă și în 2 săptămâni s-a instalat. Cu toate că în zonă era tras cablu telefonic, existau familii cărora, nici după 30 de ani de la depunerea cererii, nu li se instalase telefon. Și după 6 luni de zile, după o corespondență așa, la început mai reticentă din partea ministerului că nu se poate cheia ca așa, și în 6 luni au început instalările. Deci am obținut aprobare, 90 de posturi fixe. După telefoane, locuitorii din Zizin au început o nouă luptă. De data aceasta, pentru protecția mediului și pentru protejarea caselor. Războiul cu balastiera, cum spun ei. S-au adunat vreo 400 de familii care aveau necazuri din cauza acestei balastiere. Și am făcut o adresă la Agenția de Mediu. Deci femeia asta a luptat, dar a oprit... Doamna știe ce păstrează. Dar a oprit balastiera. În sat existau copii care învățau la lumina lumânării. S-au strâns alte semnături, alte petiții, până când i-au făcut pe cei de la Electrica să instaleze stâlpi de curent și în zonele mai izolate. Ca să fac o caracterizare a satului Zizin, ar trebui să caracterizez oamenii din sat. Și pot să-i caracterizez. Sunt harnici, gospodari, paroliști și săritori. Europa este a cetățenilor, dar nu este un bun câștigat pe veci. Uneori trebuie să lupți pentru drepturile tale. Pentru că s-au unit împotriva birocrației și a nepăsării, localitatea Zizin primește distinția de sat european. Ați văzut, vorbeam mai devreme despre mentalitatea să ne dea, să vină cineva. Spunea că stăteau, nu aveau lumină, stăteau să vină cineva. Au avut norocul ca în această localitate Zizin să vină cineva care a început practic să se bată cu sistemul. Lașin vins, până la urmă sper să ducă până la capăt și celelalte proiecte pe care le are. Aici avem de a face cu o persoană extraordinară, cu subiectul cetățenesc, cu cetățeanul european, cum spunea Mihai puțin mai înainte. Nu neapărat satul, ci omul și-a dat seama că e vorba de un teren viran în care totul e de făcut. Avem de a face aici cu un exemplu destul de paradoxal, pentru că persoana respectivă, în mod evident, poate mă înșel, nu este un sătean. Nu vine din agricultură, nu este, deși satul e aproape de Brașov, zona este intens urbanizată, cum bine știm. Avem de a face, cred, cu un intelectual, cu o doamnă care poate a fost economistă, medic, profesor, poate fi orice, poate inginer agronom, care s-a stabilit la țară, la câțiva kilometri în apropierea unui mare oraș și care aduce cu cultură intelectuală, cu cultură cetățenească, cu deschidere, cu o competență comunicațională evidentă, aduce mesaje noi în acest mediu. În Europa se practică și asta. Mulți orășeni se îndreaptă spre orașe unde descoperă o nouă calitate a culturii locuitului, a felului în care își pot rezolva și din sate probleme care țin de universul lor profesional, pe care noi îl limităm aici, prin tradiție, doar la orașe. Nu, se poate trăi normal, civilizat, urban și într-un sat. Domnule profesor, credeți că a crescut gradul de încredere, pot să-i spun, în petiție? Pentru că ne povestea că a început cu acele petiții. De obicei, din păcate, în multe zone din România, trimiți o petiție și dacă primești răspuns, de obicei nu primești niciun răspuns. Dar aici, așa am dedus, încrederea în petiție. Până la urmă s-a dus cunoașterea legii, spunea la un moment dat, și a rezolvat problemele. La Zizin, aparent este vorba de omul sfințește locul. Omul nu ca grup, omul ca persoană. Soluția asta o știm din literatura veche, slavici, Popa Tanda și așa mai departe, dar nu este cea de acolo de demult. Nu este omul care rezolvă problemele prin exemplu personal. Este omul care rezolvă problemele știind să discute cu instituțiile. Da? Acest om care vine din afara comunității are două calități de bază.
în primul rând știe și în al doilea rând crede. Și știe două lucruri. Știe să discute cu oamenii pe orizontală și știe să discute cu instituțiile, teribil de bine. Și știe că trebuie să primească răspuns, ceea ce mulți exact. Dintre noi ar trebui da. Să știm. Trebuie și să primești un răspuns la o petiție. Și în al doilea rând, nu vreau să pierdem din accentuare, subliniere, ideea de crede. Crede că se poate. Și s-a și putut? Da. Asta da. Mi se pare interesant. Exact. Instituțiile au funcționat. Nu m-aș fi așteptat să răspundă da, nici sfârșit, după 6 luni. În sfârșit au da. Funcționat, pentru că, de fapt, Europa este a cetățenilor. Nu este vorba de un stat. Un stat România este România, este român. Și de aceea, dar uneori e nevoie de a se lupta pentru drepturile. Aici înțeles, dar depinde și care este gradul de dificultate al acestei da, lupte, exact, că dacă e, pornim... A fost foarte, foarte greu. Greu, extrem de greu. Și da, da. Ori au reușit. Acum, pasul viitor este de a utiliza pe această baza minimă decentă... A trebuit comunitatea. Activitate, comunitate, proiecte de dezvoltare reală. Da, vreau să spun ceva, vă rog. Instituțiile au început să lucreze târziu în cazul de la Zizin, dar au început să lucreze și ca să răspund direct la întrebarea dumneavoastră, foarte probabil că încrederea oamenilor în instituții a crescut. N-a fost, dar pe un exemplu de genul ăsta încrederea crește ca iarba de aici. Dar asta demonstrează că acolo unde este spirit cetățenesc și instituția lucrează mai bine, că primește presiunea din partea cealaltă. Domnule profesor, până când să trecem la următorul reportaj, eu, ca telespectator, stau, urmăresc emisiunea și văd diverse exemple. Ce ar trebui să văd eu? Ce ar trebui să înțeleg din aceste acțiuni? Ce ar trebui să fac eu mâine, spre exemplu? Am văzut duminica Viața Satului, am văzut reportajele, ce fac eu mâine? Să mă uit foarte atent la toate emisiunile și să văd din ceea ce s-a întâmplat acolo, ceea ce se potrivește în satul meu. Și eu sunt convins, din ceea ce știu, umblând prin multe sate ale României, că lumea va învăța foarte multe din aceste emisiuni, pentru că sunt exemple nu din străinătate, ci de aici. Exemplele locului au influență, impact mult mai mare decât în alte cazuri. Da? Este clar că lumea învață că se poate și că se poate porni fie de la individ, fie de la primar, fie de la preot, de oriunde, dar se poate. Fără localitate, Valea Salciei, Buzău. Comuna buzoiană Valea Salciei se numără printre cele 120 de localități din țară care s-au înscris în concursul Satul Românesc Sat European. Povestea oamenilor din Valea Salciei este cu totul specială și ea începe cu o întâmplare de film. Un om cu picioarele paralizate a salvat un copil din ghearele unui urs. Eram cu vitele în pădure și în pădure, pe marginea pădurii acolo. Și a ieșit un purcăci, unii de urzi, niște boscheți de acolo și a tăbărât, a venit direct la noi și a tăbărât pe copil. Acum dacă am văzut că tăbară pe el, am zis că tot ne mănâncă pe amândoi. Am încercat și am dat în el. Și până la urmă ursul a rupt-o de fugă și a rămas copilul puțin vătămat. Spectaculoasa întâmplare a atras atenția asupra salvatorului. Așa au aflat sătenii că Ion Bocu nu avea un acoperiș deasupra capului și trăia la 6 km de orice casă locuită în pădure. Ei s-au gândit că un om care și-a riscat viața pentru alții merită să trăiască decent. S-au gândit și ei că e destul de greu pentru mine singur să stau izolat în aproape în mijlocul pădurii. Cu primarul și cu toată comuna care au hotărât să, băi, hai să-l aducem de acolo, că nu o să mai descurce, o să fie un timp rău și nu poate. Îl găsim acolo, înghețat. În anul 2000, Consiliul Local a hotărât să pună pe numele lui Ion Bocu o bucată de pământ, iar întreaga comunitate a contribuit la construcția unei case. Am vorbit cu angajații primăriei, cu cetățenii din comun și au început lucrările. Bani suficienți n-au fost, deci s-au folosit mai mult munca proprie și materiale care s-au putut la nivelul comunei. Ion Bocu are acum nu numai o casă nouă, dar și mulți prieteni. Trăia la marginea pădurii, singur, fără ajutor. Bănuiesc că este mulțumit acum, oamenii îl vizitează și cel mai important, că era singur dincolo. Da, suntem vecini cu Nea Gheorghe.
Noi îl mai și ajutăm, când avem și un castron de mâncare, îi aducem. L-am ajutat la prășit. Un vecinile mele, care vin pe la mine. Venim des, mai lăsăm fetițele la el când avem nevoie, le măcar să uite de ele, pentru noi face mult. Ne ajutăm unul pe altul, că așa e bine, să putem trăi. Pentru că au arătat că le pasă, pentru că s-au unit pentru a răsplăti și a ajuta un semen de-al lor, locuitorii din Valea Salcei merită din plin distincția de sat european. Iată la Valea Salcei, la Buzău, o problemă de o cu totul și cu totul altă natură. Grija față de cineva aflat în nevoie. De ce credeți că a apărut această grijă? Probabil că din fericire n-a fost singurul caz, probabil că mai exista un în acea comună sau lângă această localitate, Valea Salcei. De ce credeți că s-au oprit și s-au orientat și au zis, haideți să facem ceva? Trebuie să existe o cultură a locului care a favorizat acest lucru, în primul rând. N-am fost acolo, nu știu, presupun. În al doilea rând, trebuie să fi fost un om care a făcut legătura între necazul altui om și resursele locului și oamenii locului. Și în fine, în al treilea rând, cred că este foarte important să accentuăm că toată această idee de comunitate nu înseamnă neglijarea, uitarea individului în suferință. Dimpotrivă, este centrală. Ideea de milă, ideea de ajutor pentru cel în suferință este centrală și o regăsim aici. Credeți că vor avea grijă mai mare față de semenii lor de aici înainte? Vedeți, noi vorbim tot timpul de valoarea, cum se spune în limba de furnir, valoarea solidarității ca valoare europeană. Ori uităm adesea că românii au în mod particular o cultură a solidarității milostive, omenești. Omenia și milostenia sunt adesea mult mai prezente decât solidaritatea activă. Cred că n-am fost foarte atent, s-a spus ceva despre bani sau nu, n-am reținut. Da, vreau să... Această solidaritate cred că a fost extrem de puternică pentru că n-am auzit nimic despre bani. Cum, de unde or fi construit casa aia? Păi, se pare că aici a fost o intervenție a comunității și vreau să leg aspectul solidarității umane în ruralul românesc, care există dintotdeauna și care a fost dezvoltată, dar care este afectată de lipsa resurselor. Și aici este o intervenție, dacă înțeleg eu bine, la nivelul comunitar, la nivelul primăriei, care s-a mobilizat și a ajutat acest om ca să fie reintegrat social. Sperăm că aceste exemple vor fi și în alte localități, în cât mai multe localități. Și nu doar în satele, dar și în orașul. Da. Pentru că acolo e pe cale de dispariție. Da, acest da, sentiment al solidarității imediate. Și trasul da. Oare stinsul luminii, că nu mai e nevoie să asculti de nimeni. Atâta tot. În oraș, atâta tot. Orașele sunt mai periclitate. Da. Să nu se întâmple ceea ce am văzut ani de zile în Germania, două vecine vorbindu-și la același etaj al unui imobil, pe balcoane la același nivel, dar fiecare pe balconul ei. Niciodată nu se vizitau în casă. Am impresia că ne apropiem și noi de asta. Sperăm să nu. Să mergem pe drumul Moldovei până atenți. În Botoșani. Primăvara și toamna, oamenii din comuna botoșăneană Ibănești trec printr-un adevărat calvar. Cum se strică vremea, drumurile care duc la terenurile lor agricole devin impracticabile. Nu se meargă și toamna și primăvara cu căruțele pentru recoltare, pentru lucrări agricole. Nu pot ajunge, efectiv, nu pot ajunge pe acolo. De asta a fost o prioritate drumurilor. Fac convoi de 3-4 căruți, apoi merg acolo, vin înapoi, salut unul cu altul, strage, în schimb, pentru 5-600 kg de lemne, pierde o zi și o noapte. An de an, ploile distrug din ce în ce mai mult drumul comunal, formând adevărate tranșee. Eu am fost cu apa mine și abia am ajuns, domnule, 3 ore dura, domnule. Câte? 20 km. Pot să vă spun că am și eu aici ogorul, undeva mai încolo, și să nu mă întrebați cam ce chin am eu toamnă ca să aduc recoltele de pe câmp. Pentru că un proiect de reabilitare a drumului depășește cu mult posibilitățile comunei, localnicii au căutat soluții. Astfel, s-au asociat cu vecinii lor din comuna Pomârla și împreună au beneficiat de o finanțare. S-au făcut niște propuneri, s-au pus pe tablă și fiecare om care a fost acolo... Trezește o liniuță la... Pe cine a avut? Ei își votez 4 oameni. Noi am fost aleși la o adunare populară la Dumbrăvița. Am urmat un curs de inițiere. Am învățat la acest curs... Completăm o serie de finanțări. Acești bani sunt cu destinație specială pentru realizarea unui drum care leagă un drum județean de un drum național și
Acest drum este o prioritate atât pentru locuitorii comunei Ibănești, cât și pentru locuitorii comunei Comârla. Realizarea investiției va avea un efect benefic în întreaga zonă, nu privită numai ca o necesitate a noastră, a celor locuitori, deci a riveranilor. Pentru că nimeni nu îți dă credit dacă tu nu faci niciun efort, oamenii din Ibănești au înțeles că trebuie să se implice. 3% din valoarea proiectelor, deci este suportată în muncă de către comunitate și 7% în bani. Să punem, să alegem drumul ăsta odată, ne facem de râs cu dânsul. Aici, dacă vine să-mi fac podul, ei vin materialul, eu dau mâna de lucru, eu lucrez. Consider că este o necesitate acest drum. Pentru că am trecut pe aici și cu mașină, și cu faiton, și cu bicicletă. Și dacă m-a prins ploaia, aici am rămas. Deci nu se poate circula absolut deloc. Oamenii din Ibănești sunt convinși că dezvoltarea comunei depinde în mare măsură de starea drumurilor care îi leagă de celelalte localități. În primul rând trebuie să-ți faci drumul oriunde. Drumul și după aceea vor urma și celălalt. Un drum mai bun înseamnă un pas spre civilizație. Pentru că au căutat soluții și pentru că s-au asociat cu vecinii lor pentru rezolvarea unei probleme comune, Comuna Botoșăneană Ibănești primește distinția de sat european. Iată că au pornit de la aceeași idee de ședință, dar într-o altfel de acțiune. Au avut încredere într-o acțiune democratică prin vot și așa i-au ales pe cei care au trebuit să rezolve problemele. Mi-am notat eu și au făcut o brutărie și au rezolvat problema cu drumul și ce am, cred eu că este cel mai important, pe bază de voluntariat. Acest voluntariat de multe ori în multe localități din România a dispărut. Situația de la Ibănești este una răspândită, frecventă în țară, încât din acest punct de vedere focalizarea pe un caz de acest gen este bună. Ce credeți că se întâmplă cu tot programul referitor la dezvoltarea rurală? Ne dăm seama din imagini că pe la Ibănești nu prea a ajuns. Dar eu am înțeles un lucru important, și anume că nu își vor putea dezvolta activitățile economice de bază, cum ar fi agricultura, dacă n-au infrastructură sau dacă n-au niște unități care să le servească niște nevoi locale. Deci, poate că instinctiv, poate că, știu eu, fără să aibă niște cunoștințe elaborate de dezvoltare rurală, ei și-au dat seama că viitorul pentru ei este o dezvoltare integrată. Nu dezvoltăm infrastructură, nu vom putea dezvolta agricultură, nu vom putea dezvolta procesare. Și au făcut lucrul ăsta într-un mod participativ, au întrebat toți oamenii, deci au ajuns la un consens. Au decis că, și ei spun chiar, facem în primul rând drumul și pe urmă le rezolvăm pe toate. Domnule Hurezeanu, Ibăneștiul este în județul Botoșan, un județ sărac din toate punctele de vedere, dacă vreți. Vi s-a părut cumva că s-au întâlnit, s-au strâns, s-au ajuns la o concluzie mai greu decât în Comloșul Mare, spre exemplu? Nu, mi-a plăcut aici dramaturgia câștigării de încredere de care vorbea domnul Sandu. Adică de la nesiguranță spre tot mai multă încredere, o femeie care are ogorul acolo și are un motiv personal să se facă drumul, un altul care crede că totul e finalitatea și legătura cu ceilalți, primarul care vine aproape dintr-un alt film, toată lumea asta are un proiect comun pe care îl descoperă, asta e interesant. Și dacă la început a fost cuvântul, în materie de dezvoltare rurală, la început rămâne drumul. Deci să pornim de la drum. Asta, sistemul ăsta de coordonate. Drumul spre Europa. Drumul spre Europa. Drumul spre Europa. Da. Exact, rubrica. Care poate trece prin Ucraina mai nou. Rubrica, mă rog, din emisiunea noastră. Vă rog, domnule profesor. Vom ști exact dacă ce s-a întâmplat la Ibănești este un caz de succes. În câțiva ani de zile, dacă la acest proiect urmează alt proiect, atunci da. Dacă se construiește încrederea care duce la un nou proiect, atunci este succes. Dacă nu, este o chestiune de azi pe mâine. Să vedem, rămânem tot în Botoșan, să vedem ce s-a mai întâmplat într-o altă comună din același județ. Comuna Botoșăneană Hutești a fost amintită pentru prima dată în documente în anul 1436 sub numele de Hudinți. Fiind zonă turistică, oamenilor de aici le veneau în casă străini foarte mulți, dar le roșeau obrazul de rușine pentru că nu aveau apă. Asta până când 3 locuitori ai comunei s-au strâns și s-au hotărât să acționeze. La o cafea, la o bere și unii întâlneam, mai să facem, toți trei. El a pornit cu ideea,
singurul n-am, nu putea să bagă. Trei am dezvoltat-o. Trei am dezvoltat-o, unul cu o parte, unul cu o parte, cu o idee, unul cu o idee. Cei trei oameni de inițiativă au fost repede urmați de locuitori. Sătenii au participat cu bani și cu muncă la realizarea proiectului. Bătrânii vorbeau că cândva izvorul ăla era foarte puternic și bun și potabil pentru consum. Ei n-au reușit, noi din urmă am venit cu inițiativă mai așa și am luat problema în serios, după care chiar și în scurt timp am luat materiale cu ajutorul oamenilor, cu ajutorul primăriei și în cel puțin o lună de zile apa a venit pe robinet acasă. Fiecare a participat cu cazmaua, cu lopata, cu sapa, fiecare l-a stăpat șanțul, l-a stupat din nou, l-a întins conducta și bătrânii și tineri și toți. Toți au pus bani, vrei să ai apă, mergem toți la treabă. Bătrânii din Hudești sunt foarte mulțumiți de realizarea tinerilor din comună. Ei nu mai credeau că vor apuca să vadă că au apă în curte. Hai de mie, dar și bucuria! Ce mai este? Eu mă scol, eu îmi far de apă, am la o vită, dar așa adușim, cum la un jumătate de kilometru din gârile și ele de acolo. O fântâni am făcut, nu-i dealul ăsta apă. Una aici, una în partea biserii și nu-i, că-i deal și nu-i apă. Mare dar mi-au mai dat la ani ăștia, fântână un grad, apșoară. Să le dea Dumnezeu sănătate, care s-o dat în zireț și ne-a făcut. Apa,